Partidul Național Liberal este o casă primitoare, astfel că și pedeliștii care s-au înscris astăzi în partid sunt bineveniți, chiar dacă aceștia reprezintă un mare zero în plan politic și nu aduc niciun beneficiu Partidului Național Liberal din Mehedinți. Ceea ce se întâmplă este grotesc, după părerea mea, pentru toți membrii vechi PNL care au luptat împotriva PDL-ului și a reprezentanților săi. Constat că este un adevărat desant al traseiștilor politic care își caută acum un loc călduț în PNL după ce au pierdut alegerile toate alegerile în județul Mehedinți și s-au făcut de râs. Sigur că Partidul Național Liberal este o casă primitoare pentru cei care ne împărtășesc gândirea, idealurile și care vin cu bună credință să pună umărul la întărirea Partidului Național Liberal. Am mare rezerve că cei mai mulți dintre aceștia sunt animați de astfel de gânduri. În ceea ce privește trecerea unor primari la PNL, existau discuții și chiar înțelegeri scrise cu unii dintre ei încă de pe vremea când Liviu Mazilu era președintele organizației din Mehedinți, astfel că surpriza nu este atât de mare, ci doar numărul exagerat anunțat de către Marcel Vela. O serie de primari sunt bineveniți în Partidul Național Liberal. Eu am îndoieli, fiind totuși în contact permanent cu primarii, am îndoiel că sunt 11 primari care au venit la Partidul Național Liberal, de altfel cu șapte primari eu aveam cu unii chiar înțelegeri scrise, acorduri de a ne susține reciproc în administrația locală și mă bucur că în sfârșit conducerea interimară a PNL a decis să continue acest proiect care sigur a încetat în, urmă cu 5 luni când eu n-am mai fost președinte la PNL Mehedinț constat că nu e vorba și de cei care s-au reorientat către PSD în acel moment, mă refer la primarul Comunei Cujmir, primarul Comunei Burila Mare, primarul Comunei Dubova, nu știu dacă a fost anunțat, practic noutăți nu sunt decât trei primari, cel de la, de la Tâmna, Dârvari, am înțeles, și, și Ilovița, care... Într-adevăr, cel de la Ilovița este, este o soluție, cred eu, bună pentru, pentru PNL Mehedin și pentru Comuna Ilovița. Cu toți ceilalți, mă rog, anunțați mai mult sau mai puțin, am avut niște înțelegeri și niște acorduri. Din păcate, unii dintre ei știu că s-au reorientat spre PSD când eu n-am mai fost președinte. Ce vreau însă să subliniez este că pe lângă acești primari, care totuși au arătat că, mă rog, ei caută să reprezinte interesul comunității, care au dobândit încrederea celor pe care îi reprezintă. Sigur că ei, unii dintre aceștia, pot fi soluții bune. Nu toți, repet, nu toți, pentru că unii n-au intenția să mai candideze, alții nu știu dacă vor termina mandatul, în sfârșit. Dar unii dintre ei chiar pot fi soluții foarte bune și e foarte bine dacă au venit la Partidul Național Liberal, pentru că eu doresc ca Partidul Național Liberal să se întărească în continuare. Fostul președinte al PNL Mehedinți, Liviu Mazilu, îi sfătuiește pe adevărații penaliști din partid să-și păstreze calmul și să rămână în continuare în partid, chiar dacă vor fi nevoiți să fie colegi, cu Mihai Stănișoară sau Ion Mâțu. Este un număr destul de mare de traseiști politici care vin către Partidul Național Liberal fără să aducă nimic. Și eu rog toți membrii PNL, aceia care de-a lungul timpului au suportat și vicisitudinile opoziției și abuzurile puterii de, prin reprezentanții pe care i-a avut puterea să aibă tăria să rămână în Partidul Național Liberal pentru că împreună va trebui să ne recâștigăm partidul și să nu dezamăgim pe cei care de-a lungul multor ani ne-au acordat încrederea și ne-au votat. Îi rog pe toți să rămână în Partidul Național Liberal pentru că numai împreună și numai uniți ne putem recâștiga partidul. Reacția fostului președinte al PNL Mehediți a venit după ce președintele interimar al organizației, Marcel Vela, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că Ion Mățu, alături de câțiva primari PDL, au trecut cu tot cu bagaje în barca Partidului Național Liberal.